Până astăzi gătim ceva foarte interesant și gustos și sănătos. Burger cu tentacule de calamar și brânză cheddar. Da. Da. Este o mâncare sănătoasă, nu? S-ar potrivi și chiar și pentru vegetariani. Ingredientele principale sunt tentacule de calamar, brânză cheddar, ridic, chiflă neagră. De ce e neagră? De ce e neagră? Are cerneală de sepia în ea. Și este foarte gustoasă. Acesta ce este? Un sos curry. Castravete, ridic și salată. Să începem, zic eu. Deci iau chifla prima oară, da? Da. Luăm chifla, o tăiem în două. Tot așa am... După care o punem la prăjit pe grătar. Și tu cu ce te... Da. Ambele părți. Eu între timp să fac salata. Tu fă cum facem noi de obicei mâncarea, da? Cum gătim noi împreună acasă? Gătim împreună acasă? Da. Dacă cu 2 ani de zile când ne-am mutat împreună, ea nu știa să gătească, dar da. Pe parcurs a învățat și... Pe parcurs am învățat să fac salată. Am învățat să stea la cratiță. Acum o să luăm tentacule de calamar și chifla și mergem cu ea la grătar, da? Ok, acum punem tentaculele pe grătar. Așa. Și o să le ținem câteva minuțele. Ne-am combinat de când am învățat să gătească. Dar nu ne-am cred combinat. Că a vrut să... Ne-am combinat. Suntem concubini. Oh, asta o merită cel mai mare. Bine, rușine cu el, nu? Bine, ok, breacă. Mâine o să-mi treacă. Aoleo. Nu, suntem împreună, înțelegem, suntem iubiți, prieteni. Dar trebuie să nu uităm de calamari. Să întoarcem și între timp o să trebuiască să aducem și brânza cheddar. Uite aici. Da, să punem deasupra. Punem și chiflele. Gata, am făcut acum chiflele și calamarul, da? Arată foarte aici. Bine. Acum trebuie să tai ridiche. O fac repede. Tai cu ridiche. Și acum trebuie să tăiem calamarul. Să trăim așa, da. Transversal, da. Așa, okay. Și să-l ținem... Avem un cuțit? Să-l ținem cu o furculiță. Cred că... Doamne, o furculiță. Și ca avem un cuțit, tăia. Avem două cuțite. Putem să ne batem un pic așa cu ele? Hang God! I want the woman! Așa ne batem noi acasă. Doamne, nu, acasă doar ne zgâriem un pic așa. Ne aruncăm cu cuțite. Doamne, ferește, nu! Porție mare de cartofi prăjiți. Preferații mei, de altfel. Doamne, și arată... Hai că te ajut eu, da? Acasă stensila așa, asta, că, vezi? Că de-aia suntem doi, da? Da. Ia cartofi de aici. Mamă, ce bine arată! Și pune aici. Și miros foarte bine și e foarte delicios chiar. O să plecăm de aici cu un pachetel. Așa... Приятного аппетита! На здравствуйте!